Bun găsit la interviurile DC News și DC Business. Sunt Mihai Ciobanu, discut astăzi cu doamna Daniela Șerban, președinte al ARIR, Asociația Română pentru Relația cu Investitorii. Bună ziua, doamnă, și bine ați venit în studioul DC News. Mulțumesc pentru invitație. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest domeniu, aș vrea să ne explicați care este rolul ARIR în acest ecosistem economico-financiar al țării noastre și cum poate sprijini instituția pe care o conduceți atât mediul de afaceri, cât și investitorii și piața de capital din România. ARIR a fost înființat în 2018 și la început am avut 12 membri fondatori. Am inițiat acest proiect din ideea de a pune companiile listate împreună și de a le face mai bune în relația cu investitorii. Vorbim de Bursa de Valori București sau de piața de capital, cea care oferă un instrument prin care economiile noastre, ca persoane fizice sau ale investitorilor persoane juridice, sunt puse în întâmpinarea companiilor care vor să-și financeze proiecte, expansiune, achiziții. Noi venim în sprijinul Bursei de Valori București și a pieței de capital, fiind o asociație în acest moment preponderent a companiilor listate la bursă, dar avem și membrii companii interesate de listare sau cele care au emis obligațiuni sau alți parteneri ai pieței. Iar scopul nostru este de a promova bunele practici în comunicarea cu investitorii. În momentul în care o companie atrage bani de la bursă, imediat se trezește cu foarte mulți acționari, care pot fi 50 sau pot fi 10.000. Și atunci acea companie trebuie să se adapteze unei transparențe mai mari pentru a răspunde cerințelor tuturor acționarilor. Una e când suntem noi doi acționari, ne întâlnim oricând și discutăm despre afacerea noastră, oricând împarți acționariatul la 10.000, 30.000, 50.000 de oameni, trebuie să asiguri alte instrumente de comunicare. Contează așadar bunele practici pe care noi le-am promovat și s-a văzut de-a lungul anilor o îmbunătățire a transparenței. De la 12 membri am ajuns la 40 de membri. Și dincolo de îmbunătățirea transparenței, ne-am implicat și în alte inițiative de simplificare a legislației sau chiar de educație financiară sau antreprenorială, pentru că e clar că avem deja o comunitate și pe piața mare a bursei sunt peste 80 de companii listate, însă potențialul în România este unul mult mai mare. Adică e clar că putem să avem mult mai multe companii listate la bursă și mă bucur să discutăm acest aspect și astăzi aici. Când este momentul ca o anumită companie să se adreseze ARIR? Noi primim orice companie care este deschisă și vrea să aloce resurse pentru a ține pasul cu comunitatea ARIR. Este important să fie totuși o conexiune cu Bursa de Valori sau o intenție sau o dorință de a se lista la bursă. Cel mai adesea o companie vine după listare, pentru că are deja puse pe picioare în interior anumite structuri sau anumiți oameni care răspund direct de relația cu investitorii. Până la listare sunt tot aceiași acționari. Adică dacă noi doi suntem acționari, nu prea ne interesează să comunicăm mai mult decât comunicăm noi doi. Da. Dar după listare, cel mai adesea vin companiile la noi, fie că vorbim de câteva luni de la listare, fie unele chiar mai târziu. Ne bucurăm să avem printre membrii și Hidroelectrica, o companie de care se discută în perspectiva listării. Hidroelectrica este membru fondator și în pregătirea listării au acordat o atenție deosebită pregătirea acestei arii de comunicare cu investitorii. Însă suntem deschiși și comunicăm cu orice companie interesată să afle mai multe despre piața de capital sau despre ce presupune listarea la bursă, dacă vrea să cunoască companii deja listate, și promovăm cât mai mult elita companiilor românești, pentru că nu e ușor să ajungi la bursă și nu e ușor nici să rămâi printre companiile de top. Spuneți că oferiți inclusiv consultanță. Vă adresați în special antreprenorilor, oamenilor de afaceri, managerilor sau și persoanelor fizice care
ajutore să aibă o anumită educație financiară? Abordarea este de a dialoga spre companii. Într-adevăr, participăm și particip la discuții cu studenții sau la teme sau dezbateri pe teme de educație financiară, însă cred că rolul nostru principal și în acest moment comunicăm preponderent spre antreprenori, spre companii listate și de obicei discuțiile sunt unul la unul. Au fost și inițiative de evenimente, sunt și acestea reușite, însă nu există o singură măsură care să se potrivească tuturor, depinde foarte mult de companie, de situația la zi a companiei și astfel e nevoie de o abordare personalizată, însă da, suntem deschiși și facem și acest lucru. Cum a evoluat portofoliul de membri și de parteneri ai ARIR în ultimii ani? Ca orice proiect la început este mai micuț, cu mai puține resurse, cum spuneam, am început cu 12 membri, printre care fondatori a fost Bursa de Valori București, Transelectrica, Nuclear Electrica, Electromagnetica, Hidroelectrica, cum aminteam, am avut și companii private, Teraplast, am avut și companii private și de stat, pentru că bursa găzduiește în acest moment un număr semnificativ de companii lideri din diverse sectoare și în ultimii ani numărul companiilor și sectoarele prezente la bursă s-a diversificat, cum iată, în urmă cu 2 ani am avut 3 listări pe piața principală. Anul trecut, într-adevăr, a fost un an mai atipic și asta știm cu toții că războiul ne-a luat pe toți prin surprindere, a fost și un context de piață dificil, poate anul trecut creșterea nu a fost atât de mare, însă vorbim totuși de o triplare a numărului de membri în primii 3 ani de activitate. Iar membrii au venit în timp, pentru că și organizația e important că a crescut organic. E un efort să numai să discuți cu 40 de membri într-o lună, dar ne-am organizat pe priorități, intermediem și ne axăm pe dialogul între companii și investitori, pentru că suntem în mijlocul acestui dialog. Important să atragem mereu noi investitori și să rămânem ca și companie în atenția investitorilor. Discutăm cu instituțiile de reglementare, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară. Suntem membri a European Issuers, este o inițiativă similară la nivel european și unde suntem la curent sau conectați cu inițiativele europene în domeniul pieței de capital. De asemenea, premiem companiile listate, iar chiar luni, pe 30, anunțăm rezultatele Vector. Este un indicator pe care noi l-am lansat și îl calculăm în fiecare an, prin care notăm toate companiile listate de pe piața principală pentru comunicarea cu investitorii. Care ar fi criteriile care stau la baza realizării acestui clasament? În fiecare an stabilim un set de criterii pentru că odată ce aproape toate companiile îndeplinesc un criteriu, el devine redundant și e clar că am ajuns la un număr deja foarte mare de companii care au note mari. Printre criterii sunt și au fost de-a lungul timpului disponibilitatea unei persoane de contact pe site-ul companiei, disponibilitatea înregistrării conferințelor telefonice, derularea 2 sau 4 conferințe telefonice de prezentare a rezultatelor financiare pe an, realizarea unor evenimente proprii sau participarea la evenimente cu investitorii, comunicate de presă, prezentarea managementului companiei. Chiar dacă pare ceva foarte simplu, unele companii nu aveau un scurt CV a managementului lor. Vorbim de mici detalii care fac diferența atunci când noi, ca investitori, dacă ne punem în papucii lor, vrem să aflăm mai multe despre o companie. Când suntem noi doi, spuneam, în compania noastră, știm tot și nu ne interesează mai mult. Când sunt 30.000, e important să ai un website actualizat, e important să fii și în presă, e important să comunici în jurul rezultatelor tale financiare, pentru că de acolo vin informațiile despre cum evoluează compania. Iar acestea se traduc în prețul acțiunii la bursă, pentru că de ce un investitor ar cumpăra o companie sau acțiunile unei companii? Pentru că el vrea să câștige. Și el cum câștigă? El câștigă din diferența de preț, adică el la listare, să spunem, cumpără ieftin
sau, nu știu, cumpără la 10 lei și vinde în 3 ani la 20 de lei sau din dividende. Practic, pe el îl interesează cât profit a făcut o companie trimestru de trimestru, dacă face din ce în ce mai mult profit și dacă va reuși să plătească sau nu dividende. Dacă nu plătește dividende, e clar că așteptarea lui este să fie pe o creștere de preț. Când ne uităm la bursă și știți toate știrile că a scăzut, de obicei auzim când a scăzut bursa, da. Dar când scade, prețurile scad, când crește, prețurile cresc și astfel valoarea acelei companii crește. Aș vrea să ne îndreptăm către un subiect de actualitate și anume un document care se află pe fluxul de aprobare, a fost în dezbatere publică și anume Strategia Națională pentru Dezvoltarea Pieței de Capital din România pentru perioada 2022-2026. De ce este nevoie de acest document și care ar fi principalele sale prevederi? Noi am salutat existența și parcursul acestui document. Este inițiat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară cu finanțare externă și practic a fost realizat în prima etapă un studiu mai aprofundat asupra situației la zi și punctelor pe care să se intervină pentru îmbunătățire și ulterior a fost elaborată această strategie. De ce am salutat-o? Pentru că sunt aspecte care ne interesează și pe noi și pe care le susținem, iar obiectivul este clar de a face din piața de capital un instrument mai popular, mai atractiv pentru economie și când mă refer la economie, mă refer la companii, pe de-o parte, dar și la investitori, persoane fizice. Mulți poate nu preferă neapărat o comparație cu Polonia, însă ne uităm la Polonia pentru că ei au reușit în acest domeniu al pieței de capital. Ei, de exemplu, au peste 1 milion de investitori. Noi avem, la ultimele cifre, puțin peste 100.000. E clar că potențialul țării este mult mai mare. Românii țin miliarde de euro în depozite bancare, iar bursa de valori sau piața de capital în general este acel intermediar între companii și investitori. Noi avem bani ca și investitori și nu știm ce să facem cu ei sau vrem să îi multiplicăm, iar companiile au proiecte și caută finanțare. Însă cum anume se întâmplă acest flux? Sigur, nu e atât de simplu cum descriu acum. E vorba și de proceduri, e vorba și de termene și de prospect, de exemplu și la nivel european. Acel document cu care se listează o companie, așa numitul prospect, se dorește a fi simplificat, se dorește a fi redus în anumite cazuri pentru a reduce efortul și birocrația asociată procesului de listare. Însă e important de notat că este un cadru foarte bine reglementat și este o rigoare. Nu ajunge oricine și în timp rezistă cei care sunt serioși și au un plan pe termen lung. Au fost consultate toate taberele, ca să spunem așa, în momentul în care s-a elaborat, s-a lansat în dezbatere acest proiect? Noi am fost consultanți și ne-am transmis părerea noastră și chiar am venit în sprijinul sau în întâmpinarea acestui document, pregătind o analiză în rândul companiilor și investitorilor față de prioritățile lor și ce și-ar dori în plus sau mai bine să se întâmple pe viitor. Însă ce se întâmplă acum deja este realizabil. În ultimii ani s-au făcut eforturi de a reduce termenele, de a simplifica, iar la bursă sunt două piețe. Este piața principală, care este reglementată, sau chiar așa îi spune, piața reglementată și unde criteriile de acces sunt mai înalte și la nivel valoric, dar și condiții de transparență și este piața mai mică, de companii mai mici, aero, unde se poate ajunge mult mai ușor doar după realizarea unui plasament privat și a unui document simplificat de prezentare. Nu vorbim de un prospect, nu vorbim de reguli atât de stricte. Când ne gândim la bursă, majoritatea ne aducem aminte de filmul Lupul de pe Wall Street, de brokeri aceia care vorbesc la câte 2-3 telefoane, agitația de la New York. Păstrăm proporțiile. Ce trebuie făcut ca și bursa de la București să
fie mai dinamică, mai atractivă, poate chiar mai transparentă pentru investitori? Cred că ține de foarte multă promovare și promovare în sensul bun, pentru că ea pare tehnică și știu că s-au mai făcut studii de-a lungul timpului. România a auzit de bursă, dar când sunt întrebați să spună, bun, ați auzit, dar puteți să spuneți ce anume implică, atunci e puțin mai complicat să răspundă. Practic, notorietatea există. Au auzit de bursă, însă fie au niște preconcepții de tipul la bursă sunt doar cei bogați, la bursă trebuie să ai acces special de informații, sigur n-am eu cum să câștig, e o ruletă. Sunt niște preconcepții pentru că în școală nu ne învață, la facultate ne învață doar în cazul în care facem o facultate de profil și ajungem adulți fără un plan clar de gestiunea banilor noștri, de setarea obiectivelor financiare și ne prind prietenii, da? Hai cripto, hai forex, hai ceva repede, să ne îmbogățim repede. Asta înseamnă risc. Deci, practic, trebuie să fim în tendințe. Nu putem să mai lipsim din zona digitală, din zona tinerilor și, clar, promovarea. Deci promovarea este cuvântul cheie și aici și bursa are numeroase inițiative de a explica mai mult, însă e foarte dificil ca entitate privată să promovezi la nivel național. Trebuie început din școli, continuat cu facultăți, pentru că deja din clasele primare chiar sunt studii în care arată că primele obiceiuri financiare se deprind în clasele primare. Până ajungem noi adulți la 35 să ne apucăm să investim, se poate, nu este imposibil. Dar dacă ne-am uitat la americani care fac afaceri încă din gimnaziu, de acolo pornește capitalismul. Poate că n-ar fi rău să avem și niște cursuri de educație financiară, poate chiar din clasele, din gimnaziu eventual, poate din liceu. Au fost realizate modificări și este venit dinspre Uniunea Europeană completarea curriculei cu competențe de educație, de antreprenoriat și educație financiară, însă e vorba de un număr mic de ore, pentru că s-a adăugat un pachet de competențe. Da. Dar eforturi s-au făcut, cu siguranță s-au făcut și se fac, dar ia timp, adică vorbim de o creștere a numărului investitorilor, vorbim de o creștere a numărului de companii, întrebarea e cât de repede ar trebui să fim mai sus. E clar că sunt în acest moment mult mai mulți români care au investit sau au tranzacționat cripto, monede sau orice în direcția aceasta față de bursa clasică. Iar bursa clasică este un început, pentru că este acea centură de siguranță, dacă vrei, care îți asigură creștere susținută pe termen lung. Nu există bursă în lumea asta și vorbim de piețele americane cu istoric de 100 de ani în care să nu fi crescut. Că nu dublez banii în 2 luni? Da, nu îmi dublez banii în 2 luni, dar îmi dublez în 10 ani. Și mai bine mi-i dublez în 10 ani decât îi pierd în 3 zile. Cam acolo sunt termeni. Iar legat de companii, lucrurile s-au schimbat foarte mult și primesc tot mai adesea întrebări de la companii care n-au auzit niciodată de bursă. Deci, practic, sunt antreprenori care au reușit în domeniul lor de activitate și care au auzit de succesele unor companii care s-au listat și ar vrea și ei. Și acolo e nevoie de foarte mult dialog, ca să nu spun educație, dar de mult dialog pentru a face o analiză a companiei din acel moment și a vedea impactul, pentru că odată ce vii în fața investitorilor, vii ca la un scanner. Te întreabă de la imagine, la financiare, la juridic, marketing, ești pus sub lupă, atent.
și trebuie să le ai pe toate puse la punct. Care sunt pașii pentru listarea la bursa unei companii și care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească? O să încep cu a doua întrebare, pentru că pașii depind foarte mult de criterii și de tipul companiei. Dacă mergem pe piața mică, da, pe piața Aero sau pe primul nivel de companii, limita este de 250.000 de euro ca și capitalizare anticipată. Acum, realist, e o valoare mult prea mică. Ce s-a realizat în piață în ultimii ani au fost companii evaluate între 5 și 30 de milioane de euro. Practic, vorbim de tranzacții între câteva sute de mii de euro și câteva milioane de euro. Asta este piața mică. Dacă ne gândim că oferim sau trebuie să oferim un minim de 25%, bine, condițiile sunt de 10, condițiile sunt mai mici, dar dacă ne gândim că oferim măcar un 25%, dacă acest pachet de 25% este vândut pentru 1 milion de euro, afacerea noastră valorează 4 milioane. Pentru că antreprenorul te întreabă, ok, cât valorează afacerea mea ca să știu la cât îmi vând partea mea de acțiune. Iar pentru piața principală, criteriile sunt un pic mai sus, însă iarăși din piață sau ultimele 3 oferte au plasat între 30 și 50 de milioane de euro pentru pachete, la fel, în jur de 30-40%. E clar că valoarea pachetelor scoase la vânzare este unul mult mai mare, însă e nevoie de un procent din companie pe care să-l aloci. Adică nu poți să vinzi 5%, pentru că nu o să mai ai tranzacții ulterioare. Practic, recomandarea este să vii cu un minim de 25%, astfel încât și după listare să fie mai mulți acționari care tranzacționează acea acțiune. Pentru că dacă nu sunt tranzacții, nu se stabilește preț. Iar ca etapă este importantă clarificarea obiectivelor. De ce vrei să vii la bursă? Și poți să vii pentru finanțare, poți să vii pentru exit, adică vrei ca unii, noi doi, doar tu vrei să vinzi. Și e o modalitate în care doar tu să vinzi și eu să rămân. E o modalitate de evaluare, pentru că în fiecare moment vei avea prețul companiei tale la zi, poți să-ți remunerezi acționarii și, nu în ultimul rând, pentru recunoaștere sau zona de branding, de PR, de marketing. Practic ești în presă, ești vizibil și asta te ajută și ți consolidează încrederea și partenerilor și furnizorilor. Unii chiar spun, am văzut și reclame, compania ABC listată la Bursa de Valori București. Practic, în țările dezvoltate și la noi din ce în ce mai mult, faptul că ești listat înseamnă o recunoaștere și așa și este, pentru că nu oricine ajunge și nu oricine rămâne. Cum poate deveni bursa o sursă de finanțare pentru economie? Aici, pentru economie, suntem deja acolo. Există și companii de stat și private care au accesat bursa. Vorbim de o pondere a valorii acestor companii în PIB de în jur de 15%. Ok, poate nu este cel mai relevant indicator, dar este un indicator care ne permite să ne comparăm cu alte țări. În Europa, media europeană se duce spre 50%. Clar, mai este loc de a lista sau mai este loc între companiile nelistate să fie listate la bursă. Se așteaptă listări noi și există interes și efervescență din partea companiilor și e clar că acest lucru se va întâmpla odată ce avem mai multe exemple de succes din diverse sectoare. Oricum, distribuția sectorială s-a îmbunătățit foarte mult cu noi companii din logistică, din distribuție, din agricultură, din tehnologie, care au venit spre bursă. Acum 10 ani ne plângeam că nu avem companii noi din diverse sectoare. Acum vrem mai multe. De fiecare dată, evident că vrem ceva în plus sau mai mult. Dar se așteaptă, după hidroelectrica, se așteaptă și companii din agricultură și companii din energie.
sunt sectoare care sunt atractive pentru investitori și mai ales în România, pentru că e important și specificul țării noastre. Ce listări importante sunt programate pentru acest an și din ce domenii fac parte, din ce sectoare? Toți ochii sunt ațintiți spre hidroelectrica și este IPO-ul cel mai așteptat. Deja investitorii și-au pus banii în conturi și așteaptă când va avea loc acest IPO. Și cel mai probabil, până când nu se realizează acel IPO, nu vom vedea alte listări, pentru că e o valoare foarte mare așteptată, vorbim și de miliarde de euro. Contează însă cât va fi într-un final pachetul și valoarea și procentul scos pe piață. Iar după hidroelectrica se așteaptă la companii care au anunțat deja din zona agricolă, din zona energiei, chiar din zona serviciilor financiare. Chiar zilele trecute citeam de un producător de ambalaje. Sunt tot felul de industrii și domenii noi. De ce depinde? Sau cum ne dăm seama dacă avem șanse sau poate fi o poveste atractivă pentru bursă? Contează evident istoricul de cel puțin 3 ani. Care ideal ar fi să fie de creștere, însă mai important este viitorul sau perspectiva. Dacă noi credem că această creștere poate continua sau chiar accelera dacă atragem noi bani, atunci asta trebuie să fie povestea. Investitorii vor povești ori de creștere, ori de dividend, așa se spune. Dacă e de dividend, ok, știu că în fiecare an tu vei face un profit X care îl vei plăti ca dividende și atunci eu investesc în tine pentru că știu că an de an ești deja o companie stabilă și an de an îmi vei da un dividend, să zicem, de 5% sau 7% din cât am investit eu. Sau ești o companie de creștere unde cred că poți să multiplici banii mult mai repede sau de mai multe ori. E clar că investitorii vor să câștige și acum întrebarea este ce le oferim noi pentru banii lor. Da, ei vin și spun, îți dau, nu știu, 1 milion de euro la pachet. Ce mi oferi tu mie de acești bani? Și tu vii și spui, ok, cu acești bani voi investi în ABC sau mă voi internaționaliza sau voi cumpăra alte companii. Și cred că voi aduce înapoi acționarilor o anumită sumă. Practic trebuie să vii cu o poveste. Cu mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește bani și aici e la fel. Și atenție că promisiunile de la început trebuie să fie și respectate, pentru că ei urmăresc, știu ce ai promis la început, ce promiți an de an, te ții de cuvânt sau nu. De aceea lucrurile intangibile fac diferența sau contează, credibilitatea managementului, special pentru investitorii instituționali, dar și strategia de afaceri. Cum a evoluat bursa de la București în ultimii ani, atât din perspectiva investitorilor, cât și al numărului de tranzacții și al dividendelor. În ultimii, cu excepția anul trecut, în ultimii 10 ani bursa a fost pe plus. Maximele au depășit cele din 2008 și cine a fost în piață și în vremea ciclului precedent își amintește anul 2007-2008, când a fost un vârf. De atunci, practic, din 2012-2013, piața a urcat și a urcat an de an. România s-a aflat în topul țărilor din lume la randamente și asta pentru că avem un număr ridicat de companii care dau dividende, inclusiv companiile de stat care sunt obligate să dea către investitori jumătate din profitul lor, însă au fost ani și cu 90% distribuție, probabil îți amintești acele perioade și astfel au fost randamente și de 15% și de 20%. Ori să ai randament din dividend de 15-20% cu un curs stabil este foarte bun și cu o inflație mică. Deci România a fost în top 5 mondial la randamentul dividendelor. Tot în ultimii ani piața a fost promovată de la o categorie, și anume cea de frontieră, la o categorie mai sus, la cea emergentă.
Practic, asta este o recunoaștere a dezvoltării, o creștere a lichidității și este un proces de clasificare a piețelor la nivel global. Și tendința va continua cu siguranță, pentru că toate aceste companii noi, și vorbim de peste 20 care au venit în urmă cu 2 ani, dar unele listări au avut loc și anul trecut, acestea au atras interesul și altor companii, sunt din domenii noi și ei la rândul lor atrag noi investitori și se creează un bulgăre de zăpadă. Cred că și la capitolul vizibilitate, fiecare companie și bursa și toate și ARIR și toate alte instituții contribuie, astfel încât până și discuția de astăzi înseamnă că e interes pentru acest subiect și nu mai suntem doar într-o nișă de informații financiare, într-o lume pe care nu înțelege nimeni. Ideea este să deschidem această lume tot mai mult și să invităm atât antreprenori cât și investitori să o cunoască, pentru că pe termen lung înseamnă un câștig. Investiția la bursă este o alternativă viabilă la depozitele bancare, care în momentul de față oferă niște dobânzi care nu acoperă nici măcar inflația? Depozitele bancare cu siguranță sunt, să zic, o primă unealtă de păstrare a banilor. După ce am depășit etapa unui fond de urgență, unui fond de criză care să acopere câteva luni din traiul nostru lunar, ne putem gândi la investiții. Când ne gândim la investiții și ce ni se potrivește, ne uităm la vârsta noastră, ne uităm la statutul nostru, câștigul nostru, evident, câți bani ne rămân, copii și când vom avea nevoie de bani. Dacă suntem mai tineri sau mai la începutul carierei, putem să ne luăm un risc mai mare. Dacă suntem spre 40-50 și banii ne vor trebui în 10 ani, ne gândim de două ori care să fie coșul de instrumente pe care să investim. Nimeni nu spune că bursa se potrivește tuturor, dar bursa, la bursă poți găsi companii pe profilul tuturor, adică poți să mergi pe companii defensive care nici nu cresc prea mult, dar nici nu scad prea mult, dar an de an ai un câștig mai micuț, sau sunt unele care sunt mai alerte, da? Cresc mult, dar și scad mult. Și de obicei se face un test sau un profil al investitorului pentru a-ți da seama ce toleranță la pierdere ai. Pentru că dacă tu nu poți dormi noaptea pentru că acțiunea ta a scăzut cu 1%, nu e bine să investești, pentru că te va consuma mult prea mult. Dacă tu poți să trăiești cu o pierdere de 10%, ok, tu gândești pe termen lung. Mai contează planul, pentru că atunci când investim, ne facem un plan sau un obiectiv. Uite, în 10 ani vreau să ajung acolo sau în 20 de ani. Ideal ar fi să ne facem acest plan de la primul salariu, să ne gândim cum o să ne trăim noi viața și cum o să ieșim noi la pensie și cum statul nu o să ne dea decât o treime din ultimul salariu și cum ar trebui noi să punem cealaltă parte. Evident că lucrurile astea nu se întâmplă de la primul salariu sau din tinerețe, pentru că vrem să consumăm, vrem să ne distrăm până ne facem o familie, până ne așezăm, trec anii. Și odată ce ne dăm seama că mai avem puțin până la pensie, atunci trebuie să punem o bucată mai mare din banii noștri lunar către investiții. Iarăși, acest coș depinde de ce sumă avem. Avem bani să cumpărăm un apartament, îl cumpărăm. Nu avem bani să cumpărăm un apartament, cumpărăm acțiuni la un dezvoltator imobiliar sau la un fond de investiții în imobiliare. Dacă noi credem că imobiliarele sunt, să zic, un instrument, iar românii preferă imobiliarele. Deci primul pas de la depozite sau de la bani lichizi spre investiții se face prin imobiliare. E certificat prin multiple studii. După aceea putem să mergem pe diversificare, pe instrumente, fonduri de investiții, acțiuni direct, diversificare valutară, putem să avem lei, dar putem să avem și dolari, că și dolarul a mers foarte bine în ultimii ani, deci doar prin simpla deținere a dolarului câștigai. Poți să mergi și cu metale prețioase, deci depinde de profilul fiecăruia și de când are nevoie de bani, cât de repede are nevoie și toleranța la risc. Un român simplu, un tânăr, un adult, indiferent de vârstă, poate juca la bursă? Ce trebuie să facă
pentru a investi în bursa de la București. Uh-huh. Adesea se referă termenul de a juca cu bursa și prin prisma filmelor și prin prisma istoricului. Și este important să înțelegem diferența între joc și investiție. Pentru că putem juca la loto, unde este noroc sau hazard, și putem investi, pentru că în investiție avem nevoie de o analiză. Nu putem să deschidem ecranul sau să deschidem bursa și să spunem, nu știu, găsim așa, oricare. Nu. Nu poți să te duci la, nu știu, la alegere, da? Ai un filtru și acel filtru depinde de fiecare companie. Tu când iei o companie, tu te uiți la ea și în istoric, și în perspectivă, și în prezent. Te uiți și pe site și ce scrie în presă, o analizezi. Asta este o analiză fundamentală când ne uităm la cifrele ei. Și mai este o analiză tehnică care se referă la grafice. Știți că de obicei când vorbim de indici se dau grafice, scad sau cresc. Aceea e analiza tehnică. Deci când investim la bursă ne ghidăm de cele două analize și astfel vorbim de accesibilitate. Evident, nu putem să fim doctori în ale bursei din prima zi. Tocmai de aceea putem să ne facem un cont demo sau putem doar să urmărim sau putem să intrăm cu bani puțini. Adică vorbim de 1000 de lei, 2000, 5000 de lei, niște bani pe care nu ne-ar durea inima. Care ar fi bugetul minim pentru a te iniția cât de cât în acest... Sunt brokeri care impun valori minime de deschidere de cont, alții nu. Pentru că depinde și de strategia fiecăruia. Ideea este să te ții de această investiție constant. Să zicem că nu ai o sumă foarte mare, cu 5.000 de lei aș spune că poți cumpăra mai multe acțiuni, pentru că dacă tu cumperi chiar câte o acțiune din fiecare, tot nu o să fie bine. Da? Trebuie să, că dacă ai o creștere pe una, să simți acea creștere. Dacă tu ai investit 10 lei în ea și creșterea e de, nu știu, 5%, nici nu o simți. Un pic da. să simți. Sunt alții care au valori de deschidere mult mai sus, 10.000 de lei, poate chiar în plus, dar alții promovează ideea de a veni lună de lună cu bani. Pentru că, ok, poate nu ai foarte mult bani la început, dar poți lună de lună să trimiți bani în acel cont, 500 de lei. Ideal ar fi ca 10% din bugetul nostru să meargă către investiții. Acum, că toate sunt la bursă sau sunt și în alte domenii. Cum mai putem învăța? Sunt tot felul de seminarii. Aici depinde și de cât timp avem. Dacă avem timp și vrem să ne facem din asta un hobby, învățăm. Dacă nu, ok, ne mai sfătuim cu un broker, ne mai sfătuim cu analiști, cu prieteni, sunt multe comunități, grupuri de Facebook și ne facem un portofoliu pe termen lung. Pentru că pe termen foarte lung și dacă este să investim pe, nu știu, 20 de ani, toate vor crește. Sau în mare parte, numai dacă nu alegem companii deja, nu știu, foarte prost administrate. Dar în principiu, indicele principal este cel cu care mai toată lumea începe. Indicele principal înseamnă primele 20 de companii, cele mai tranzacționate, cele mai mari și care sunt din diverse sectoare. Unii chiar urmăresc acest indice. Ok, cât ai pondere în indice? 20%. 20% vei avea și în portofoliul meu. 5%, 5% și practic își replică, fac o mini copie a acelui indice ca să nu își mai bată capul cu alegerea companiilor. Investiții individuale sau prin intermediul unei firme de brokeraj? Toate investițiile se realizează prin intermediul unui broker. Diferența o face dacă vrei să și discuți sau vrei asistență sau vrei tranzacționare online. Practic, odată ce îți deschizi contul online și nu vrei să vorbești cu brokerul, ai direct acces în platformă și tu te descurci. Evident că sunt costuri diferite și vorbim de un procent aplicat pe tranzacție, pentru că așa sunt și costurile bursei și ASF-ul. Și în funcție de cele două, tu alegi cât de mult timp vrei și poți. Direct, da, tot, într-un final tot direct o să fie, pentru că e contul deschis pe numele tău.
Aș vrea să vorbim un pic despre situația economică și despre faptul că ultimii ani au venit cu șoc după șoc pentru economie, pentru societate, pandemie, război, inflație, câte și mai câte. Cum s-au resimțit aceste lovituri pentru piața de capital din România? Aș spune că niciun an nu e ca altul și trăirile mai intense ale piețelor au început în pandemie, iar atunci prima reacție a fost de scădere și a fost o volatilitate foarte mare. Această volatilitate este dată sau se regăsește în procentul de scădere. Dacă scade cu 1-2%, nu e nimic deosebit. Dacă deja scade cu 5% într-o zi sau 10% sau chiar 15%, e clar că vorbim de o volatilitate, fie că vorbim în sus sau în jos. Iar pandemia a însemnat volatilitate foarte mare, adică prima dată în jos de 30, chiar 35% pe toate piețele, pentru că a fost panică, nu știm ce se întâmplă, vindem. Și o revenire la fel de bruscă, chiar o revenire și mai bruscă spre toamnă, că noi știm că a izbucnit cam februarie, martie, au fost scăderi până în vară, după care revenire. Și revenirea aceea a durat aproape 2 ani. Analiștii spuneau, ok, trebuie să vină o corecție. Alții spuneau, nu, corecția a fost deja în pandemie, piețele s-au resetat. Când a venit războiul între Rusia și Ucraina în februarie anul trecut, lucrurile, e clar că au înghețat, pur și simplu. Unii investitori au scos banii, alții investitori au cumpărat. Până și investitorii nu erau foarte clari. Unii spuneau, sunt prețuri mult mai bune pentru companii foarte bune, sunt prețuri mai mici pentru aceleași companii. Companiile rămâneau profitabile și anul financiar trecut a fost unul foarte bun și alții au cumpărat. Însă la nivel de an piața a închis cu un minus. Bursa românească a pierdut mai puțin decât alte burse mai mari sau europene, chiar și american, chiar și bursele americane. Anul începând pe plus. Acum, ce spun eu este pe o mini-sinteză, pentru că în fiecare zi și în fiecare minut sunt tranzacții care duc prețurile în sus sau în jos. În mare ne uităm la cum a închis anul, cum a închis luna, care e sentimentul investitorilor. Dar clar, anul trecut a fost un sentiment preponderent de așteptare. Nu au luat decizii. Deciziile și am văzut o încântare de cumpărare la începutul anului, chiar cu o deschidere în forță a anului, o primă săptămână foarte bună și vorbim de o primă lună, ianuarie, iată, care cel mai probabil va închide pe plus. Contează ce se va întâmpla geopolitic, contează și IPO hidroelectrica pentru piața românească, pentru că mai sunt și excepții. Ok. Evident că nu suntem izolați de întreaga lume, însă văd totuși optimism. E important să urmărim și bugetele companiilor listate și astea vor fi publice spre sfârșit de martie, când vor convoca adunările generale și atunci vom vedea mult mai clar așteptările lor. Legat de afaceri, anul trecut au fost și sectoare care au fost pe plus și companii care au închis pe plus. Chiar dacă la nivel de an indicele principal a închis cu un minus de aproape 10%, au fost și unele companii, cum e OMV Petrom sau Transport Trade Services, care au închis pe plus anul. Deci în niciun an nu toate companiile scad sau toate companiile cresc. Întotdeauna sunt unele ciclice, altele sunt prociclice, anticiclice. Deci de aceea e bine să ne facem un coș de companii și în fiecare an să avem din diverse sectoare, pentru că dacă una scade, alta crește, nu toate scad în același timp și nu toate cresc în același timp și asta este cheia în investiții, diversificare. De asta spuneam, diversificare valutară, regională, sectorială, de companii. Adică dacă noi mergem numai pe un sector, să zicem, mergem doar pe medical sau doar pe imobiliar, doar pe energetic
și ne așteptăm la miracole, nu o să se întâmple. Pentru că dacă se întâmplă, dacă e ceva în anul, într-un an sau mai mulți ani fix pentru acel sector, atunci vom pierde pe toate companiile. Dar așa este construită economia, că indiferent de criză, sunt și unii care beneficiază de acele crize. Vă mulțumesc pentru prezența în studio de CNews. O zi bună, la revedere!